Cred că-i prietena mea a venit în vizită. N-am mâncat mâncare, îmi pare, niciodată. Vedeți cât de bine am început să mă pricep cu bețișoarele. Te-ai trezit? Bă, ce-i acolo pe geam? Salut, eu sunt Cocos Cristina și bine v-am regăsit la un nou episod cu idei trăsnite. Astăzi o să trăiesc doar cu jucării. Am făcut deja și prima parte, deci asta înseamnă că este partea a doua deja. Iar primul episod v-a plăcut super tare mult, are 800.000 de vizualizări și 20.000 de like-uri, ceea ce înseamnă că mai vreți și partea a doua și dacă mai vreți și partea a treia, nu uitați, apăsați butonașul de Cocolike. Iar la 30.000 de Cocolike-uri o să facem și partea a treia. Astăzi am pregătit pentru voi o grămadă de jucării foarte interesante și vreau să vă arăt așa rutina mea de dimineață cum ar veni, folosind doar jucării. Să trecem la treabă. Am aici o trusă de îngrijire personală, să zic așa. Make-up nu avem, dar haideți să vă arăt ce chestii interesante avem noi aici. Promit că nu le-am împrumutat de la Carolina, sunt doar ale mele și mă gândesc așa, ce să folosim? Adică în dimineața asta va trebui să mă pieptăn. Am aici și uscător de păr, dar o să mă spăl diseară pe cap și cred că am să folosesc placă de păr și am să mă dau și cu puțin parfum. Voi de regulă ce folosiți? Pieptăn sau perie? Eu de când mă știu, merg pe perie. Cred că băieții mai mult se folosesc de pieptăn, iar noi fetele, pentru că avem părul lung, ne pieptănăm cu peria. Mă, dar să știți că pieptănul chiar foarte bine. Pieptănul așa și așa, dar peria asta este grozavă. E super tare, chiar nu mă așteptam la așa ceva. Chiar îmi lasă părul foarte descurcat, iar eu am un păr care se încălcește foarte tare și îl lasă și lucios. Cine ar fi crezut că o perie mică de jucărie poate să facă părul atât de fabulos? Ia să ne verificăm. Arătăm bine? Iar acum o să mă simt așa, gen ca la salon. Eu de regulă să știți că nu-mi îndrept părul cu placa, dar parcă nu pot să rezist la placa asta, este prea cute. Așa că să vedem cum funcționează. Deci, sincer, eu nu prea știu cum să-ți îndrepti părul cu placa, adică folosești și pieptănul înainte. Foarte tare! Ia uite, mă, ce descoperim și noi. Super, ce spuneți? Suntem gata? Sau trebuie să ne machiem puțin? Cred că ar trebui să mă machiez puțin. Haideți să vedem ce make-up avem. Avem aici o trusă de machiaj care este în formă de acadea, iar când o deschizi, avem aici tot felul de farduri. Galben, roz, un roz mai închis, verde și mov. Avem și un ruj foarte mic, dar mai am aici un ruj care este chiar de la Barbie și mă gândesc dacă să-l folosesc pe ăsta. Sau ăsta o să fie ruj sau poate este creion de ochi, cine știe, hai să descoperim. Aveam aici și o pensulă, ceva de genul pentru farduri, dar cred că mi-a luat-o Carolina, nu o găsesc. Așa că o să ne machiem așa. Să știți că este chiar machiaj adevărat, pentru că ia uitați, ia pe deget. Credeți că o să-mi iasă machiajul? O să fie un machiaj reușit? Nu se vede foarte intens, dar ceea ce e de bine, pentru că totuși e de jucărie. Și pot folosi copiii. Dar, așa, pentru un machiaj foarte natural, eu zic că este mega potrivită. Să vedem și acest creion. Ce credeți? Că este ruj sau este creion de ochi? Pare să fie un fel de creion de ochi. Oh, chiar merge! Da, pot să zic că m-am machiat foarte drăguț. Sunteți curioși să vedeți cum este rujul acesta? Eu chiar cred că funcționează, ia să vedem. Ce drăguț este! Doamne, dar așa de natural! Nu mă așteptam așa ceva. Este super tare! Sincer, îmi place mai mult decât rujurile adevărate. Este și hidratant, hidratează buzele. Chiar e super, eu îi dau nota 10, îmi place. Mi-ar plăcea, știți ce? Mi-ar plăcea să facem un episod în care testăm multe machiaje de jucărie, nu știu. Aveți o idee? E o idee bună? Ce spuneți? Îmi place mult, cred că am să-l folosesc și mâine și poi mâine, nu doar astăzi. E timpul să ne dăm cu parfum ca să mirosim bine toată ziua și am aici un parfumel dintre ăla cu pompiță, cum se făceau mai de mult. Ia să vedem. Miroase fain! Așa, mie îmi plac parfumurile fresh, florale și ăsta este chiar așa, deci îmi place. O să mă bine dispună toată ziua. Pe bune, ăsta este rujul meu preferat. Nu vine să cred cât de mult îmi place. Iar tot în trusa asta de îngrijire personală, am mai găsit aici un recipient care cred eu că conține pudră pentru volum. Ceea ce înseamnă că o să o aplicăm aici la rădăcini. Ceva de genul. Masăm așa. Și toată ziua o să avem așa un păr super voluminos care o să-și păstreze forma. E un truc învățat de la hairstyliști. Ce spuneți?
Felix de multe ori spune că nu prea-i fac de mâncare, ceea ce este adevărat, să zicem, undeva pe jumătate. Dar astăzi, toată ziua am să-l răsfăț și am să încep aici cu un mic dejun copios, pe care o să-l duc chiar în pat, în dormitor. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Ia uitați! Wow! Avem aici o tăviță cu tot felul de bunătăți. Scoatem tăvița. Haideți să vedem ce îi pregătesc eu lui Felix. Aici un suc de portocale proaspăt stors. Ca să fie super sănătoasă treaba, trebuie să-i punem și lăptic aici. Avem și o felie de pâine, farfuria, foarte, foarte cute, banane ca să mâncăm și fructe. Și după cum vedeți, toată treaba asta este ca un fel de puzzle. Deci nu doar că ne jucăm și mâncăm, dar și devenim mai deștepți. Aici avem ceva mezel. Sau poate să fie o prăjiturică, poate să fie un cookie. Voi ce credeți, că-i cookie sau sălămior? Avem aici ouă, după cum vedeți, l-am făcut perfect, ceea ce înseamnă că mă pricep. Dar oare unde se pune? Unde se pune? Cred că aici, uite așa. Sau ceva de genul ar trebui. În caz de nu știu, am să mă uit pe cutie. Aici avem sare, piper, cuțit, lingurițe foarte, foarte drăguță, furculiță și... A, nu! Haideți că vă povestesc eu cum stă treaba. Ups! Se pare că oul se pune direct pe farfurie. Normal, nu? Așa. Gata. V-am zis eu că o gătesc. Haideți să-i ducem să vedem ce părere are. Felix doarme și sigur o să se bucure super tare când o să primească acest mic dejun la pat. Acesta este răsfăț. Haideți să-i facem surpriza. Te-ai trezit? Da. Te foame? Da. Am gătit ceva super bun. Stai acolo, nici măcar nu trebuie să vii la masă. Am o surpriză pentru tine. O, mâncare în pat. N-am mâncat mâncare în pat niciodată, Cristina. Hai, facem video, facem vlog cu mâncare în pat. Video cu mâncare în pat. Poftă mare. E gustos? Hai acolo, că mi-ai zis că ți-e foame. Uite cât de mult. E nutrițional. Vezi? Nutrițional. Nutritiv? Hai, vezi că e nutritiv. Uite-te, aia de aici, de toate. E o masă echilibrată. Deci să știu că dacă Cristina zice că o găti ceva și îmi pregătește, e o chichiță la mijloc. Iam! Poftă mare! Nici apă nu mai adus. Cum că l-ai suc de portocale? Și acolo poți să-ți pui lapte. Și te văd, vreau să văd aici cum mănânci oul ăsta. Mic dejun în pat! O, ce-i acolo pe geam? Mai văzut cât am văzut! Cristina, eu nu mai mănânc de acolo acolo micul dejun pe care îl faci tu, pentru că nu mi-e foame, e mai sănătos dacă sar o masă. Vezi că astăzi o să gătesc foarte mult, așa că să nu-ți... Să-ți fie foame tare. Cred că e video ăla cu farse 24 de ore. Mai fain. Farse 48 de ore. Exact. Astăzi am foarte multe treburi de făcut, așa că aș face bine să mă grăbesc. Vreau să încep cu rufele. Haideți să vă arăt. E timpul să spălăm hainele ca să fim mereu curați și să miroase foarte, foarte bine. Vreau mai întâi să vă prezint mașina mea de spălat. Este foarte drăguță și vine în această culoare foarte, foarte cute. Mă bine despune și mă ajută să am mereu hainele curate. Nu încap foarte multe, de aceea spăl în fiecare zi de mai multe ori. Dar merită, pentru că este prea, prea drăguță. Să-i dăm drumul! Până când termină mașina de spălat, eu mă duc să calc niște haine. Vreau să vă prezint masa mea de călcat, pentru că este toată roz și este cu prințese. Este foarte drăguță, are și fluturaș, mă bine dispune și... Ia uitați ce fier de călcat drăguț am eu! Cum să nu-ți placă să calci? Adică am auzit că foarte multor femei nu le place să calce, dar cu asemenea fier de călcat eu cred că faci treabă foarte bună.
Trebuie să am grijă deoarece ies abur puternici. Canoa! Cât de multe haine am călcat, mă duc să văd dacă sunt gata rufele la mașina de spălat. Sunt gata deja! Wow, ce bine miros și sunt complet uscate! Ce norocoasă sunt că am mașină de spălat cu uscător incorporat! Asta o să-mi ușureze foarte mult treaba! Tocmai ce am coborât aici în salon și este foarte, foarte mult praf. Înainte să știți că foloseam mătura. Aceasta micuță roz, chiar dacă este foarte drăguță, îmi lua foarte mult timp și mi-era destul de greu. Așa că m-am hotărât să investesc într-un aspirator și vreau să vi-l arăt. Cât de cute este, este atât de drăguț. Eu cred că o să facă foarte bine curățenie. Este timpul să-l testăm pentru că abia ce mi-a venit curierul, tocmai ce l-am desfăcut și vreau să văd dacă face ceea ce promite. Pare destul de ușor de folosit, n-are decât două butoane. Hai să vedem, credeți că o să iasă curat? Nici măcar nu este gălăgios, este destul de silențios. Cred că-i prietena mea, a venit în vizită. Ea este prietena mea, Barbie, este foarte drăguță, însă este puțin cam disperată, deoarece astăzi toate saloanele sunt închise, iar ea de seară are întâlnire. După cum vedeți, s-a machiat destul de bine, se pricepe la machiaj, dar nu se pricepe la fel de bine ca mine să-și facă părul frumos. Eu am aici o grămadă de ustensile, am și niște agrafe foarte drăguțe pe care am de gând să le folosesc. Văd că și-a făcut ea niște șuvițe. Data viitoare să vii la mine să te vopsesc, că mă pricep mult mai tare. Puteai măcar să te piepteni și tu acasă, că ai părul foarte încălcit. Noroc de pielea asta mea care e foarte bună. Ai vreo idee de coafiură? Eu mă gândeam să-ți fac două codițe, pentru că sunt foarte la modă și cred că o să te avantajeze. Voi ce spuneți? Barbie, când o să te mai vopsești, să alegi o singură culoare, nu toate culorile pe care le găsești în magazin. Noroc că ești drăguță, că altfel arătai ca un papagal. Uite, îți pun astea ca să fie mult mai faină. Și am și aici câteva clămițe, pe care le alegi. Am cu Love, cu Barbie, chiar cu numele tău. Eu zic să o punem pe asta. În caz de o să uite băiatul cum te cheamă, poate să se uite aici. Barbie, să știi că eu observ că ai puțină chelie aici. Asta nu-i de bine, așa că o să-ți pun această cordeluță să o astupăm. Să nu spui la nimeni. Shh. Acum Barbie este pregătită de întâlnire. Se duce că se grăbește. Urați-i toată lumea să ureze acolo. Barbie, succes! Pa, pa, Barbie! O seară faină! Am făcut o treabă foarte bună. Am ajutat o prietenă. Dar am uitat ceva foarte important. Cam mirosea gura pentru că am mâncat pateu cu ceapă. Sper să nu se pupe cu băiatul de seară. Trebuia să-i dau o gumă Orbit. După cum ați văzut, la micul dejun am primit foarte multe complimente de la Felix. Îi place mâncarea pe care am gătit-o astăzi. Așa că mă gândeam să-i mai fac încă ceva, iar cu sushi nu dai greș. Felix îi place destul de mult sushi, dar până acum nu a încercat niciodată sushi făcut de mine. Haideți să vedem dacă mă pricep, deoarece avem aici un kit care promite că este foarte ușor de folosit. Așa că haideți să-i dăm drumul. Vine și cu instrucțiuni. Sushi-ul este gata preparat. Tot ce trebuie noi să facem este să-l punem aici frumos pe tăviță. Avem și cu avocado, avem și cu somon. Acum mă întreb oare care o să fie preferatul lui Felix. Wow, ce platou delicios! Voi ați făcut vreodată sushi de casă? Avem aici și sosul acela foarte iute, wasabi. Sos de soia, așa, o să-și mai pune el dacă vrea, iar ăsta cred că este unt, așa cred. Astea două se lipesc, ce drăguți! Gata! A fost destul de ușor. Ia uitați cât de bine arată,
foarte apetisant, chiar și miros foarte bine. Eu zic că o să fie mult mai delicioase decât cele pe care le-am mâncat până acum. Într-adevăr, e prima dată când o să mănânce sushi făcut de mine. Are aici și bețișoarele. El știe să le folosească foarte bine, dar să știți că și eu am învățat. Și mă întrebă oare care o să fie sosul preferat, de wasabi sau de soia. Sunt foarte curioasă să văd ce reacție va avea. Ți-am pregătit aici, Felix. Mi-a luat foarte mult timp să fac. Le-am făcut singură. Te rog frumos să-mi spui, să-mi dai verdictul. Când faci video-uri din astea, să cumperi și sushi adevărat și o mâncare adevărată. Că dacă mă servești cu o ciorbă, nu vreau să mănc... Vreau, Felix, că după video ăsta o să-ți fac ciorbă. Uh-huh. Haide, te rog frumos, spune. Vai, sunt atâta de multe opțiuni gustoase, nu știu din ce să aleg. După tine, te rog. Te provoc. Stai, nu punem mâna pe aia. Nu, că l-ai sosul de soia. Nu-i sos de soia, ăsta așa se pacă. Nu e adevărat. Vai, da, uite, și ăsta aici se pune. Deci, se ia sushi-ul. Vedeți cât de bine... Am început să mă pricep cu bețișoarele. Așa face... Așa fac și la restaurant. Și tu chiar ție nu-ți scapă? Pentru că tu l-ai luat pe ăla, nici mie nu-ți scapă ăsta. Știi ceva? Mănânci doar tu. Pentru tine am făcut. Te rog frumos cu sos. Și cu wasabi, că avem aici sos de wasabi. Uite așa, uite așa. Mi-ai dat în mâncarea mea. A, nici tu nu poți, nici tu nu poți. Pot, dar mâncarea așa de gustoasă încât îmi alunecă din mână atât de gustoasă este. Așa e mâncarea mai sănătoasă dacă o tăbălești pe masă. Deschide gura și papă și tu. Am, nu că iute, e iute. Știi ceva, eu fac așa mai pe românești, așa. Ce bună e. Vreau să știți că la video trecut ne-a luat foarte multe ore să-l facem și până seara n-am mâncat nimic. Felix, eu cred că te-am hrănit foarte bine. Covrigi, am mâncat. Băi, ce bun este. Tu vezi cât mi-a luat aici să le rostocolesc aici, să le dau prin toate chestiile astea. Am pus și semințe de susan. Deschide gura și mănâncă. Foarte gustos. Vai, vă mulțumesc foarte mult. Să vreți și partea a treia cu acest video. Da, multe gogo-like-uri. Multe like-uri să apăsați toți. Te rog frumos, servește, curaj, că pe ăla nu l-ai încercat, e cu unt. Favoritul meu. Super, super bun. Stejar. Perfect. Să nu mai spui că nu-ți gătesc, că după cum vezi am dovadă. O să fiu tras prin inel. După masa așa de copioasă este foarte important să spălăm vasele, deoarece sunt destul de multe și nu vrem să se adune. Am aici chiuveta mea foarte drăguță, în formă de mini, este foarte roz și mă bine dispune. Aici avem robineții cu fundiță și o să setăm apa, să nu fie nici prea caldă, nici prea fierbinte. Punem toate vasele aici și o să se facă multă, multă, multă spumă. Vreau să vă prezint și săpunul meu de vase. Ați mai văzut voi ceva mai drăgălaș de atât? Fiu! Hai că a fost destul de ușor, mai ales când ai o chiuvetă atât de drăguță. Vasele sunt spălate, bucătăria este curată, mi-au mai rămas de udat florile. Apasă pe buton! Wow! Vreau să te văd cum dai tu cu aspiratorul! Ți arată! Carolina e foarte bucuroasă că are aspirator! Vreau să dai cu aspiratorul, să faci curat! Unde sunt scamele? Așa e, toate firmiturile le iei, este aspirator frumos! Și pe scară, uite că și pe scară e mizerie și pe covor!
Ia să văd. Ia uitați ce ajutor am eu la curățenie. Carolina e fetiță bună și ajută pe mami. Trebuie să le iei în mână. Uite, are aici mâner și cu o mână îl ții. Da? Cu o mână îl ții și cu una dai. Cu asta îl ții și cu asta dai. Așa. Ia uitați, oameni buni, acum se duce să facă și etajul. Bravo, Carolina, gospodina, bubulina, bravo! Măi, deci ea știe că scările se încep de sus!